Dar pe lângă asta vom mai afla și câtă lume, cu valoare statistică foarte importantă științifică, dar câtă lume e avariată grav la mansardă. În ce sens? În sens mental. La ce vă referiți? La boală mentală. Adică cum? Adică văzând care sunt rezultatele alegerilor, ne vom da seama cam ce procent dintre noi da? Sunt absolut irecuperabili. De mental. Ce spuneți asta? Păi aveți grijă că nu puteți spune nume de candidați. Eu dau pixurile pentru pronosticul... Deci n-ai cum să votezi cu sau cu sau cu, decât dacă ești grav, bolnav mental. Adică nu există altă variantă. Vă rog, atunci, să nu... De ce? Vă rog, dacă puteți reformula, pentru că poate există opțiuni solide. Păi da, care se bazează pe boală mentală, de asta spun. Da. Și atunci mi se pare că vom afla, iată, sociologic exact, cam care e rata de dileală... Sunt proști, proști, stadea, săracii, care au senzația că procentele se duc automat în turul 2, adică eu am de spus... Ăștia sunt da, proști, prea proști, proști ca cu capul, să rău. Da, pierdem vremea deci cu ei. Eu am zis pe Facebook, mă rog, acum o două zile, am zis, doamne, ca să nu fie problemă, eu votez cu. De simplu, adică să nu mai... votez cu. Și zice, a, da, votez cu. Aha, toată lumea știe că în turul 2 voturile lui se duc la ălălalt, deci aha... Păi nu, se duc dacă mă duc eu și votez cu ălălalt. Nu se duc automat. Dar cu știi siguranță. Că sunt proști care chiar cred că se duc automat voturile. Adică am votat într-un 2 cu cutare și după aia votul se reportează așa sunt mecanic. Sunt și proști, da.